Și IDB pe 6 iulie, am zis că mi-am făcut proces verbal, care eu pe 6 iulie eram la Cluj, la Includ, județul Cluj-Napoca. Nici dintr-un caz nu eram la Botoșani. Una la mână, doi la mână, au greșit acolo, spus că eu am sunat la 112. Nu, eu am sunat la Poliția Municipală din Botoșani. Nu am sunat prin SNAU la 112. Și a doua este că era o cameră de filmat în barul acela, deasupra mesii unde stătea polițistul, și dacă se ridica imaginele, se vedea clar că el avea beri în pahar. Ce? Ceea ce ei n-au făcut, și-au apărat colegul și am ieșit eu țapi spășitor. Deci povestește despre ce e vorba, despre cazul celor cu polițistul care ieșea de la Crâșmă? Da, ei m-au sancționat pentru cazul acela. Că au spus Dar că tu eu am ce, ai sunat chemat poliția acolo să-l prindă? Da, am sunat la poliție, pentru că el deja, polițistul, el a urcat la volan și a plecat. Eu am stat o oră acolo să văd dacă treci încoace, e bine că sunam la 112. El n-a mai trecut, polițistul, încoace înapoi, s-a dus înainte, fără centuri, fără mic, a plecat în drumul lui, între care eu am sunat la poliția municipală, uitați, domnule, am filmat așa, un polițist de la rutier cu numărul de mașină și o să trimitem un echipaj de la rutier. M-a sunat, într-adevăr, de la rutier m-a sunat, și le-am spus numărul de mașină, o să-l căutăm și o să vedem. Și de atunci n-am mai primit niciun răspuns. Am sesizat IPJ-ul, dar recunosc că l-am sesizat doar telefonic, nu le-am făcut în scris. Și acum când am sunat la IPJ eu, mi-au spus că știm de situație, dar dumneavoastră n-ați făcut în scris în care noi să vă putem da un răspuns. Am făcut în scris la poliția rutieră din Botoșani. Dar el de la Chiar, care poliție era, nu știi? Biroul rutier. Cel pe Polițistul care l-ai era prins tu în la intersecție cu poliția. mașină, tot de la rutieră era? Cine? Polițaiul care l-ai prins la Crâșme, de la care poliție era? Poliția mare, poliția municipală. Și cine te-a amendat? Tot poliția municipală, colegii lui? Nu, poliția rutieră, cei de la rutieră m-au amendat, care i-a spune că scrii pe proces că l-au verificat cu alcool test și i-a ieșit zero. Deci, Oleg, la mintea cu coșului. Dacă bei beri, imposibil să nu ți iasă la fiolă. Mai ales în ziua de. Nu mai spunem a doua zi. Eu am caz care știu că a doua zi... Dar chiar dacă ai ieșit zero la test, de ce te amendează pe tine? Tu ai sesizat despre o faptă probabil ilegală. Tu nu puteai să ai certitudinea că e ilegală. Și atunci de ce să te descurajeze să mai denunți altă dată astfel de fapte? Și acum, ca să vrei să contești, trebuie să intri în termen, trebuie să te repui în termen. Pentru că nu poți contesta. Tu când ai primit amenda? Amenda e de la început de iulie, a trecut o lună de atunci. Oleg, nu, duminica trecută mi-a adus-o la ușă. Deci duminica a trecută mi-a adus procesul și mi l-a pus în ușă. Nu mi l-a dat pe fără a folosi poșta română, fără a avea plic cu ștampilă? Fără a o mâna oficial cuiva? Fără nimic, fratele meu, de ce... Nu, i-a dat o mână la nimeni, o găsit o ușă. Fratele meu a găsit o ușă. Eu o răzămat într-un colț la ușă, că noi nici cutie poștală nu avem, și o răzămat-o la ușă. Când o deschis ușa, au căzut plicul. A căzut hârtia. Și mi-a făcut poză, uite ce am primit la ușă. Zic, cum, așa ai primit? Da. Cum, fără plic, fără nimic? Nu, nimic. Uite, așa am găsit-o. Asta e bătaie de joc și poți face o plângere pe poliția de la Botoșani, pentru că îți pune în pericol și datele cu caracter personal. Acolo, în procesul verbal, sunt date personale care nu trebuie să ajungă pe mâna nimănui. Ei le-au lipit procesul verbal pe ușă sau l-au băgat în crăpătura ușii și putea să ajungă pe mâna oricui. Și poți să faci și o plângere penală sau o plângere la autoritatea de stat care protejează datele personale, dar neapărat contestă și amenda. Pentru că mi se pare abuzivă să te amendeze pe tine că tu ai sesizat poliția cu bună intenție, încercând să faci să funcționeze bine poliția, și ei te amendează ca să te descurajeze, ca să te intimideze. Trebuie neapărat să faci o contestație. Și mă tem că nu poți plătești acum minimul, jumătate de minim, așa cum prevede legea, pentru că nu poți demonstra că ai primit-o acum o săptămână. Pentru că tu ai fost amendat nu, acum da, o lună. Acela, și ai doar 15 zile ca să plătești jumătate de minim. Deci ori nu plătești deloc, contești și sper că instanța o să anuleze procesul verbal, ori plătești integral. Că nu poți să plătești numai 50, jumătate de minim, cum prevede legea. Și cum scriu ei în procesul verbal. Da, dar ceea ce mă deranjează, lui, este bătaie de joc. Abia zi mi-a făcut surpriză de ziua mea.
Asta, dacă mă uit pe filmare, era după data de 22-23. Sigur că în filmare scrie ora și data. Cum îmi faci tu mie un proces verbal cu data de 6 iulie, când eu 6 iulie eram la Cluj, nici nu eram în Botoșani. Și Dar plus, este apel faptă când s-a înregistrat la întâmplat? Poliția Municipală când Dar eu am faptă când sunat. s-a întâmplat, Iuliane? Video Acum, când a în fost luna filmat? lui iunie, pe 22-23, ceea ce noi am filmare, exact data și ora. 23 iunie, cu 2 săptămâni mai devreme. Da. Și ei te Nu, amendează? în iulie, de pe 22-23 iunie, iulie. Că aici mă confund între iulie și iulie, că sunt la fel una de Păi alta. stai puțin, ei te-au amendat acum o lună, la început de iulie, fapta cu, cu polițistul la Crâșmă, când s-a Da, întâmplat? pe data de 6 iulie, dar evenimentul s-a întâmplat pe 22-23, ceea de genul ăsta. Că doar am pe filmare. Deci s-a întâmplat mai devreme, nu? Nu, În nu, iunie evenimentul înseamnă. s-a întâmplat mai târziu, dar ei au făcut procesul pe data de 6 iulie, abis cadou de ziua mea. Hai să-i Hai, nu facem un cadou și inventa. pe... Nu puteau ei să te amendeze pentru o faptă despre care încă nu știau. Sigur, te-au amendat pentru o faptă de mai Oleg, devreme. Oleg, ascultă-mă, 0607 este ziua mea de naștere. Și Despre ce când ai vorbim? E filmat data mea polițaiul? că m-am născut Și eu. când ai Și filmat atunci eu polițaiul am... la Crâșmă? Poftim? Când ai filmat polițaiul de la Crâșmă? Pe data de 22, mi se pare, dar mă uit sigur și de-ai Iunie. filmarea și la tine. Poftim? Iunie. Nu, iulie, nu iunie, Tu iulie. dai seama ce vorbești? Ei pe 6 Eu îmi dau iulie te-au seama că... amendat pentru ce avea să se întâmple peste 2 săptămâni? Ai nu Da, inventa, dacă... Iulie, adică e aberant. Nu există așa ceva. Oleg, Mai ascultă, ales că uite-te ei, când ta, mai ales uite-te că ei la... scriu un procesul verbal, te amendează pe data de 6 iulie pentru fapta din 6 iulie. Ei scriu un procesul verbal. Oleg, uite-te pe filmare când ți-am trimis-o, pe data de... Uite-te pe filmare să vezi pe Înseamnă data că ei când te-au ți-am amendat trimis-o pentru o eu. altă faptă. Nu, dar uite, scrii pe proces verbal pentru apel nejustificabil pentru fapta Păi asta poate ai la, și făcut la și alt apel 17. nejustificat. Poate ai făcut un apel pe 6 iulie. Oleg, eu pe 6 iulie, eu eram la Cluj, de ziua mea eu eram la Cluj, nu eram la Botoșani. Și ei m-au amendat pentru fapta asta cu polițistul, că scrie acolo. Că polițistul a fost testat alcool test, scrie pe proces verbal și eu ieși la alcoolemie 0 la 0. Păi dar nu m-a probat pe mine cu alcool test. Scrie acolo, polițistul a fost supus testului alcool test și o indicat 0, 0. Nu era. Și pentru apel nejustificabil m-a sancționat cu 500 de lei. Iuliane, tu Eu știi am pe ce citit dată proces mi-ai și am trimis citit clipul cu polițaiul? pe ce dată? Pe 6 iulie. Nu are cum, Oleg, să-ți E, trimit pe cum să nu? 6 iulie, Facebook Oleg. minte, da? Și procesul verbal ne uităm acum. E tot din 6 iulie, pentru fapta din 6 iulie, la ora 5 jumate. Strada, nu știu ce acolo, tot tentor, nu știu ce. Nu, e strada Săvenilor. Nici Sătenilor. măcar strada, nu știu, cred că s-o treacă lumea. E strada Săvenilor acolo. Bine, Săbenilor, nu știu cum. Deci, până la urmă, Pe amenda data acolo e justificată pe data de 6 iulie s-a întâmplat fapta. Ei te-au la ora amendat peste o oră. 17:50. La 6:27, pentru că tu la 5:32 ai chemat poliția. Și ei când au ajuns la 5:52 acolo au De făcut asta că procesul verbal. n-a venit nimeni. M-a sunat telefonic pe mine, fiindcă eu patrula de Ei rutier o spun că l-au cunoșteam, găsit pe m-am el. întâlnit cu deal. Ei spun că l-au găsit pe el. Până la urmă, pe procesul verbal nu scrie nimic când a fost întocmit, nu scrie, ei nu au nicio dovadă că ți l-au mânat în ziua aceea, deci propun să plătești 50 de lei acum, prin ghiseu.ro sau la poștă, unde se poate plăti un proces verbal, și prin terminalele astea sunt prin oraș, plătește 50 de lei și când ai timp, contestă. Ar fi bine tot acum, cât mai repede să o contești prin poștă electronică, trimite la judecătorie Botoșani,
cu copia procesului verbal, cu copie de buletin și cu taxă de timbru judiciar de 20 de lei, plătit tot la ghișeu.ro, și contestă procesul verbal. Eu am vorbit, fac cu un avocat, vreți să dea în judecat. Instanței să-ți desemneze un apărător din oficiu, pentru că ești că persoană vulnerabilă, că nu ai venituri suficiente și că 500 de lei pentru tine e o amendă enormă. Nu, este un avocat care vrea el să ocupe fără ca să plătească nimic. Dacă ai pe cineva care vrea să se ocupe cu bani puțini sau gratis... Da, pe omul a fost procuror, a ieșit la pensie și am face avocatură. Felicitări. Da, ai grijă cu datele și nu mai spune minciuni. Pe data de 23 iulie nu putea să se întâmple fapta asta. S-a întâmplat pe 6 iulie, așa zice Facebook, Messenger-ul, unde mi-ai trimis... clipul cu polițistul de la Crășma. Noroc. Acum ai putea ca să postăm procesul ăsta, fiindcă sunt niște lucruri inutile acolo care nu apar văd, pe nu acel... Nu nimic inutil. Că e revoltător, că te descurajează, asta e una, dar un proces verbal... Nu, dar în primul rând, ăla este un act oficial, trebuia cineva să-l primească, ori fratele meu, ori eu, da? Dacă eu nu l-am primit, nu eu nu am fost notificat. L-au afișat, dar n-aveau voie să-l afișeze public. Trebuia să afișeze o notificare, că vezi că ești amendat, că procesul verbal îl găsești la noi, nu să ți-l pună în cutia poștală și să-l poată găsi oricine, care date personale procesul verbal. Bun, și era normal să vină trei echipaje de poliție să-mi aduc un proces? De unde m-au sunat și vecinii mei? De poliție au venit, dacă frate tu zici că l-a găsit în ușă. Păi nu, vecinii. Am o femeie care e vecină cu văzut noi și băiatul ei este prezent. Da, deci chiar m-a sunat ea și mi-a spus, bă, dar ce-ai făcut? Te căuta trei mașini de poliție. Ei ar trebui să aibă și un proces verbal de afișare, că au venit, au bătut la ușă, n-au găsit pe nimeni acasă și l-au afișat. Trebuie și martori să aibă, civili, nu polițiști, că ar fi bătut la ușă și că l-ar fi afișat. Dacă nu au astfel de proces verbal, rămâne le-ar de capă, incompetenți. Deci m-au sunat oameni vecini să-mi spună că ce ai făcut de căuta trei mașini de poliție. Și de unde au ei datele tale personale, CNP și tot așa ce au mai scris în procesul verbal? L-ai zis la telefon? Nu. N-ai vorbit nici cu poliția. Nu, datele nu. Nu le-am spus, dar probabil că le-a dat poliția municipală. Că deci, în baza datelor... Înseamnă că ei au făcut acces la datele tale personale ilegal. Poți face o plângere penală și pentru asta. Că ei nu m-au legitimat, nu nimic. Deci, efectiv nu m-au legitimat, nu nimic. Poate fi o plângere penală la parchetul Botoșan. Contestă în instanță procesul verbal, plătește 50 de lei și scrie plângere penală pentru divulgare de date personale, prin afișarea procesului verbal în ușă, prin accesarea datelor personale, fără temei, fără drept și tot așa. Bine, Iuliane, mulțumesc pentru apel și ai grijă la date, nu încurca calendarul.